Salut, prieteni! Salut! Revenim la revanșa lui Teuțu. A fost Manita în primul meci. Și acum o să jucăm House Rules. Și o să jucăm Survival, așadar. La fiecare gol înscris. Ca să mă șansă. Moare unul dintre jucătorii echipei. Da, și vedem cine moare și știm. Și vom juca ce meci? Nu știu. Eu o să iau... Juventus? Juventus? E în formă? Juventus e în formă. E în formă. Gata, Juve. Iau Juventusul lui Ronaldo, era pe cele. Cele 7. Hai să facem un meci ăsta, fosta echipă. Oh, Juve Real. Ronaldo versus fosta echipă. Tare. Știu că e de domeniul SF-ului, dar trebuie să mă duc să-mi iau o bicicletă fitness. Teo. Bicicletă fitness? Da, planul meu, deși cred că o să țin maxim 3 zile asta, e să alerg pe ea și să mă uit pe Netflix. A? Ce zici? Sună hey, bine? Hei, da. Nice. Și unde pui? Aici? Da. Faza e că priza nu știa că ține, da. Vedem. Să fie tare asta. Să te uiți la știri mai des, dacă afli casa a luat foc în militar. Bun. Asta avem să tatale în stadium și o să facem echipele. Ia uite, Giorgio Chiellini. Oh, Benzema. Asta în ce schema ta. Fii atent, dacă merge. Așa. Și câștigi toată meci și am trecut cu de acum. Dacă fac 27-3 și mă calific la regionale la calificări, gata. Ce să mai... Mamă, Dybala 92! Nu e bine. Avem o mică problemă. Era un gândac pe monitor. Bine ai venit la mine, ești eu. Da. Se mai întâmplă. Nu. Sunt diversus gândacul. Am învins. Pot să vă anunț că am învins. Pjanić Matuidi. Îl ții pe Chidira pe bară. Nu, nu-ți place de el. Mă, să joc mai ofensiv, dar dacă e nevoie, bag pe Sami acolo să... Sami era ce trebuia la No Rules. Că el... Da, era puternic. Ce o să iasă? Ar fi foarte tare să întâlnească în... Cum era? Ar fost ca pe vremuri la FIFA, știi? Când era Ronaldo la 13 sau ceva. Da, și începeai cu el direct. Pac și shoot gol, știi? Era la ultime team, era gen super OP, nu știu, era foarte rapid. Da. Nu prindea nimeni. Ar fi tare să întâlnească, îți dai seama cât de epic ar fi să întâlnească în Champions League Real cu Juventus. Da, păi și Juve cu Barça. Să fie Ronaldo cu Messi. Da, sau asta, așa. Asta vreau. Mai bine. O să fie Ramos versus Ronaldo. Da. Nu, asta e Benzema. Nu are Aguero. Da, gata, e bine. Fugi. Dar nu e bine, eu acum o să dau primul gol și să iau, bom, o să m-am eliminat, finale de treabă. Schema e, cred că să dai gol la final, știi, că nu mai contează că ai om eliminat. Partea bună e că e Ramos, care ține pe Ronaldo, deci la cap nu e așa pe Cristiano. Dybala? 92. Nu da pasă, Teo, Nu... Mai am dat time finishing, dar nu l-am prins. Nu știu, dar nu era pe piciorul lui. Mai am un exterior, că merge și ăla, știi? Da. Ronaldo, de nu s-a obișnuit să joc cu el. Cancel. Mi-a canceluit mingea. Oh. Asta sunt părțile care le tai din videoclip, știi? Eu la mine rămâne. Trebuie să vadă băieții. Glume. Bine, urcă Bale. Ce? Ajung? Tu l-ai scos? Nu. Mor. S-a oprit puțin conștiința. Brain lag un pic. Se gândea, m-au plătit destul să iau gol la faza asta sau... Uite, băiatul ăsta cu care joc a ținut cu Arsenal, eu sunt fost jucător de la Arsenal, să-i las golul. S-a gândit, bă, oricum iau tai finesuri. Las-o, Dybala. Cristi! Ai, mă! Curtoa! Băi, și era perfect acolo plasat. Centrarea aia a fost magnifică, e Dybala incredibil, momentan, cu 92. E un meci mai echilibrat, putem spune. Pare că o să dau primul gol. Ai avut chiar două ocazii mari de gol. Simt că dau primul gol. Au. Scuze. Aici sunt reguli. Aici sunt reguli, dar tot n-a dat fault arbitru, că el e deștept. Oh. Și... Vine Ramos. Oh. E ce trebuie acolo, Ramos. Da, Ramos și Varane oricum sunt cei mai buni fundași. Da, sunt meta-ul din Ultimate. Deci, ce să mai... Pasă bună Benzema, nu pot să cred. Nu. Nu se poate. Basket. Mamă, nu poți, deci no, acolo... No. De cine avea? Deci avea Aguero, Sané și mai era unul. Aguero, Sané și De Bruyne. Și De Bruyne, da, deci erau trei care ștează bine la distanță. Ăla-i. Paul. Îți rup piciorul aici dacă mai debuiesc. Ia. Dar nu e voie. Nu.
Offside. E offside. Offside. Nu cred, a dat și ora. Bă. E bine. E bine măcar că nu mai eliminat jucătorul ai fi. 1-0 să fie meciul. Și jucăm survival și la noroc nu ne-am faultat că n-am putut. Da, momentan încă nu pare că jucăm survival că n-a ieșit nimeni, știi? Jucăm survival un singur gol pe final minutul 90. Cum să faci clickbait fără să faci clickbait? Ia fi atent. Babe, nu e ce trebuie. Bă, dacă merg, asta e broken joc, adică n-ai cum. Merg. Am dat unul așa, dar fără time finishing. Fără? Atunci, la început, înainte să apară jocul. Aha. Am dat cu Messi. Și am dat un gol exact cum ai dat tu acum, fără time finishing. Bine, era și Messi. Da. Și stângul, cred că finesul era broken, bă, și ăla normalul, nu numai... L-am mai făcut e cât de cât. Oh, ah, oh. Schiz. Nu cred așa. Ce-a fost aia? Bună încercare de cadou, Teo. Băi, cum a aruncat ăsta nebunul? Chiar că e de-al tău ăsta. Deci pe bune, e plătit de tine, fii atent. Real Madrid nu mai plătește arbitrii. Plătește portarii acum. Păi după portarul de la Liverpool, l-a plătit pe ăsta la Liverpool. Da, adevărat. Să te gândești. Nu, mă, era deci pe, nu. Era da, pe weak foot-ul lui. Dar n-are finish, are 70. 70? Da. Dacă dai pe verde. Dacă dai pe verde. Și Varane cred că dă. Juan Cuadrado. Spre glorie. Nimeni nu mai prinde pe asta. Oh, Courtois. Bă, nu te cred, hai mă. Îi fac statuie lui Courtois. Ce? Bine. Nu, Courtois încă o dată. Cristi! Oh. Este numele eliminat, te rog eu frumos FIFA. Hai, afară cu Ronaldo. O să fac o celebrare, nu știu, apăs random. Dacă faci calma. Oh, no! No, s-a random! Oh. Ok. Aici v-am să ridic, să dau farfecă și nu am să dea farfecă din rentea mea. Și am venit Marcelo. Ia să dăm, rog eu. Dybala. E bine, e bine. No. Al doilea cel mai bun jucător. Uai, de ce? De ce are 92? Bă, cum se le vine pe ăsta? Nu te cred. Ah, oh, doamne. De ce nu putea să le vine pe Cuadrado? Adică, uite-l... Bă, nu m-aș fi supărat nici cu Chiellini eliminat, dar... Și Chiellini era ok, că l-aveam pe Benatia. N-am fost atent unde ai dus spațiul la liber. Opa. Sper că l-ai dus pe portar. Am schimbat CDM-ul, am doar un CDM. Ronaldo! Oh, ce? Hai, băia bună! Si! asta da, decât da... Te rog, nu-l scoate pe Ronaldo. Mamă. Hai, afară cu Chiellini sau Ronaldo. Sandro. Da, Sandro, e bine. Sandro e cel mai bun lăbă din joc. La naiba, ce facem acum? N-ai nevoie de cât de mult, Teo. Dă-l afară și pune-l pe Matuidi de acolo. Păi, cred că Pjanic sacrifice. Chedira. Matuidi, fundaș stânga. Atenție, de astea. Tactică. Ar merge fundaș stânga, are... Eu acum, deci e o reclamă practic la FIFA 19. Așa? Ca să promoveze și Dynamic Tactics ăsta de la băgat. Da. Custom Tactics, etc. Era, apărea Guardiola, știi? Și apoi apărea o fată care juca FIFA. Social Justice Warrior, să înțeleg. Da? Stai seama, mai rău ca la Battlefield. Și zice, deci Guardiola is the smartest in the game, but I outsmart him every day. Și așa mă simt eu acum că l-am pus pe Matuidi. Știi? S-a sacrificat băiatul ăla. Viața pe teren pentru echipă. Bine, aoleu. Hai Isco. Nu. Chedira. Hai Sami, de-aia nu joci. Stai pe banc. Gol. Ce-a fost ăsta? A atins-o și eu zic, dar și-a amintit că țin cu Arsenal. S-a vrut să le sping, îți dea cu pumnul, ia. Stai așa că nu... Hai că las reloare. Ia. Stai că o să păs din greșeală. N-am putut să fac asta. Ia. Da, să mă-ți din greșeală. Fii atent, dar vreau să... Ce? Stai, mai dăm în unghi. Gata? Ia, uite asta. Bug raportat la EA Sports? Fii atent. Ia. Yeah. A dat cu pomul, ia. Sau? Ce? Cum? Mâna lui n-a fost cum trebuia. A trecut prin mână. Se pare? Ok, lasă. Pe cine mi-ai eliminat? Benzema, te rog, Benzema. Bale. No, Bale. Ce șut. Tare. E bine că e Bale. Bale era cel mai bun. Da, poți să te elimine și portarul aici? Nu, portarul e singur care nu poate atunci fi eliminat. Da, Bale era cel mai bun. Nu, portarul nu merge și maxim 4 jucători. Dacă a dat 5 goluri, nu mai e, doar 4 eliminați. Cross? What? E.
De ce era deja acolo și eu zic? Bă, prima dată, na, m-ai păcălit. Da, a învățat și o schemă. De 5, am și vreo 5 goluri până să-mi dau seama cum trebuie să mă apăr și la chestia asta. Casemiro? Nu cred. Chiar că ăsta nu poate să șteze, e imposibil, ăsta nu știe, adică chiar și mă ajută cu chedirea. La cornere, uneori adversarii știi că sare mingea la Varan, la ăștia. Da. Și nu mi blochează niciodată, știi? Da. Și da, am dat goluri cu Varan, goluri cu latul, cu time finesse. Doamne. Păi de-aia e, că nu te aștept să șteze cu ăla. Pasează sigur și ții omul. Nu. Da, bravo! Bă, știezi, bă, dar ești... Bă, dar asta e cea mai slabă portare, mă rog, nu pot să cred. Scoate-l pe... Ramos. Nu, 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 te-a auzit, trebuie să acupă microfonul. Aude, știi, ca la Google. Ia. Varan. Oh, Varan. Acolo, 2 la 2. Mie îmi place mai mult Varan decât Ramos. Da, și mie. Bine, Ramos e mai bun, că are 90 de vită. Fieten, fieten, că am o schemă. Ce-i asta, mă? Ce tu? Oh, oh. Aaaa. Ce zici? Păi cum fac și asta, mă? Care e S-ul? Pasă. Du-te, du-te aici în colț. Facem custom tactics de asta. Nebune, stai așa. Stai că-l mai mut un pic. Gata? Stai așa, că vreau să fac o schemă aici. Fii atent. Poți să desenezi ce vrei tu aici, știi? 4-1-3-1. Clasicul 4-1-2-1. Clasicul 4-1-2-1 la Teo și la mine avem clasicul 4-1-1-1-1. Cum arată la tine? Guardiola e deștept, dar eu sunt mult mai deștept ca la fiecare zi. Dică, te uiți! Ia lecții! Opa, hai să vedem cum merge 4. Mamă, deci jucăm acum în câte? Cât? 8 jucători de câmp. 8 jucători versus 8, da. Super. Ia și pe Coștea și pe Cuadrado să elimine. Sau pe Pjanic. Dacă l-au gol de acolo. Cred că îl cumpărai pe Szczęsny la ultimul timp și îl dai un discard. Trebuia să fie Perin. Perin? Perin e mai bun, poate. Am avut la o carieră cu Chievo, Verona. Hedric. Nu, stop. Hedric. Opa! Ce? Ce șut! Nu cred. Hai mă, Cristi, mă. Bine, el e singur, știi, adică trebuie să se pună, să dribleze, să alerge. Hai, hai. Nu. Recuperare mare. Modric, minutul 90. Nu. Da. Oh, ce preluare. Vino, Ramos! Nu cred asta. Și acum, contra. Hai, că Isco nu are. Tomai timp. Chitira la dribbling. Carvajal. Chitira cu călcâiul, fire tu să fii, de ce l-am băgat pe ăsta? Aoleu, de ce l-am băgat pe Chitira? Am zis să mă apăr, mă gândeam, mamă. Era gol. Teo, trebuie să-ți dai autogol, că era gol acolo. Prelungiri, frate, prelungiri. Ce meci? A fost un meci spectaculos. Clasic. Clasic. Și mai fac o schimbare, iese Coștea că e mort cu jocul. Și aveam... Cred că poți să-l dai afară și pe Chedira, atât a jucat și el o repriză. Bună, da. Ce? Mandzukic, vârf. Oh, Mandzukic. Îmi pare bine că ți l-a păstrat pe Cuadrado acolo, că nu e ce trebuie. 85 finishing, 91 heading, în rest, 0. Și volleys, și volleyuri, gata. Păi tu ce trebuie? În care o pac? Dă-i la Mandzu, ia uite-l. Bine, Courtois. Nu! Ce foarfecă! Ce gol! Numărul 1. Da, ceva lui Pogba asta. Ceva lui Pogba? Da, ăsta e de thumbnail. Știi că eu mereu pun farfec. No, e de thumbnail chiar când a dat farfeca. Da, păi atunci o să opresc ca să fac thumbnail-ul. Dar ia uitați-vă minuțe asta. Deci, pac. Courtois la fel ca Szczęsny, pac. Bum. Și ce frumos a dus. Și în sfârșit, ia uite-l. Oh, bang. Mamă, forță. Acum afară cu el. Afară cu Ronaldo. Mandzukic. Hai, bă, Mandzukic. Joc fără vârf, gata. Clasicul 4-1-2. 4-1-2-0. Oare? Mai avem timp să revenim? Mai avem. Offside trap. Am văzut, Teo. Da. Tactica mea favorită all time, offside trap. Hagi? Nu. Am vrut să dau pe partea cealaltă, că te duci, dar Isco nu știe. Nu, e greu. Era foarte bine să-l ai pe Bale. Aveau șansă cu Bale. Hop.
De ce mușcă din bară? De ce deja e acolo Șesni? Nu știu, s-a întâmplat. Era dansator la bară Șesni acolo, așa mi s-a părut. Opa! Nu. Nu. Aaa, nu l-a prins. Nu, nu, nu. Mi-ai dat la Cuba prietenii, mi-ai dat un gol foarte frumos, dacă mai știi. Când ai tot așa? Tot schema asemănătoare, da? Da. Păi îmi plac astea. Încă foarte am mult. Coșmaruri cu golul. Trebuie să mai facem Cupa prieteniei. Da, chiar trebuie. A fost foarte prea fun. Ai. Cristi. Mi s-a părut faul, o să mamă, asta e o reloare la asta, că ea, mamă, cum i-a sărit piciorul, doamne. Ia, stai așa. Eu cum face? Tu m-ai lovit, mi-ai dat cu piciorul în burtă. Am plătit și arbitrul ăsta. Oh, cancel. Cancelo. Și e Cristiano Ronaldo către golul numărul 4. E timpul să mă răspund pe Ronaldo. Au. Paul? Asta e pentru toate 3 golurile, Ronaldo. Oare? Să vedem și una de altă liberă. Oh, nu. Iată, nu duci jucător pe linie. Te las să văd. Am încărcat și... prea puțin. Lasă încărcat mai mult. A lovit Benzema, fostul său coleg. Hai să vedem aici dacă... totuși. Oh, nu. Oh! Mai dădea una. Parcă o să mai spectaculoasă asta. Nu știu, thumbnail. Ok, final de meci. Asta a fost, gâgâteo. Bun. Am luat și revanșa, da? Deci, v-am cum am vrut, ia Ronaldo mingea acasă. O ia acasă. Da, Ronaldo, vă duci pe atent. Data viitoare facem un 1v1, dacă când se bagă și modul ăla 1v1 Ronaldo vs Sané. Sané a luat mingea la mine, Ronaldo a luat mingea la tine, știi? Da. Bun, dacă mai vreți video-uri cu Speedy, lăsați un like. Un like, spuneți în comentarii. Și am atât, canalul Speedy în descriere, primul rând. Intrați acolo să vedeți videoclipuri. Cândva. Anul ăsta sunt șanse. Păi nu, că nu mai e timp. Poate anul următor. Poate. Bun, cam atât. Pa. O zi bună. Pa, pa.